Blocul electoral acum nu va face coaliție cu nicio formațiune politică din nou legislativ, au reiterat astăzi liderii blocului într-o ieșire la presă în contextul invitației primite luni de la Partidul Socialiștilor de a discuta despre constituirea unei eventuale majorități parlamentare. Am spus mai devreme, nu mergem la această întâlnire. Chiar vă gândeați că vom merge? Ați văzut, este o invitație făcută fără răspuns. Cum adică să mergem la sediul PSRM? V-ați închipuit dumneavoastră așa ceva? Chiar dacă nu au de gând să facă vreun fel de coaliție și prin urmare vor fi în opoziție, liderii blocului acum spun că au pregătite mai multe proiecte de lege pe care, spun ei, în baza unei bune credințe, restul deputaților le vor vota. Care este opțiunea noastră? Vorbim despre ce avem de făcut pentru oameni și mai puțin cu cine avem de făcut, iar toți deputații sunt chemați să se pătrundă de gravitatea lucrurilor care se produc în Republica Moldova și să vină să susțină aceste proiecte de legi necesare.